Lentila de contact cu Stelian Tănase. Dragi prieteni, bun găsit! Lentila de contact, Desk Report, Radio Classic, întâlnirea cu Stelian Tănase, pilula săptămânii, lentila de contact. V-am promis într-o ediție trecută să vorbim despre Panaiotis Stratos. Este cartea la care lucrez, folosindu-mă de arhive, de colecții de presă, de dosare, de multe cărți, corespondență. Istrate scria multe scrisori, primea multe scrisori și astăzi, din fericire, avem un material documentar foarte bogat. V-am povestit începuturile lui, extracția lui foarte umilă de la Brăila, venea dintr-o spălătoreasă, Joița Istratei, analfabetă, dăsculță, muncitoare cu ziua. A avut numai 4 clase primare, era un autodidact. Cu toate astea, a devenit un scriitor de limbă franceză foarte important. A învățat limba franceză în Elveția, în anii Primului Război Mondial, unde s-a retras pentru că era tuberculos. S-a dus la un sanatoriu în condiții foarte dificile, pentru că nu avea bani. Elveția, o țară scumpă, știm toți, era și atunci. Muncind cu ziua, făcând munci necalificate, rugându-se de unii și de alții să-l ajute, inclusiv de ambasada română care s-a făcut că plouă, bineînțeles, tradiția asta românească e foarte veche, dar a învățat limba franceză, limbă în care s-a și apucat să scrie. Cu succes. Și voi vă povesti astăzi cum a debutat Panaiotis Stratos la Paris. Este o poveste foarte interesantă, haide să o ascultăm. Piesele de șah sunt așezate, partida poate să înceapă. Situația lui intră în faza decisivă. Ar fi vrut să termine ce avea de terminat, dar nu este posibil. Bani nu mai sunt, are nevoie de circa 400-500 de franci lunar pentru a se întreține el și soția. Amărâtul se căsătorise între timp și trebuia să o întrețină. Mă ține acasă pentru că se respecta român, balcanic, înțelegeți mentalitatea. Nu are bani aceștia și se vede nevoit să se întoarcă la fotografie. În lungi perioade, Panaiotis Stratos se ocupa cu fotografie. Era fotograf ambulant. Se ducea la Nisa pe promenade Anglais, pe care probabil mulți ați văzut-o, și acolo făcea fotografii. Și aici avea probleme pentru că era clandestin. N-avea nicio autorizație ca să facă fotografii, să agațe clientelă, etc., etc. N-avea firmă. Și de multe ori primăria îi făcea probleme amendându-l sau ridicându-l de acolo cu forța. Îl lua pe sus, ca să fim exact. Și de data asta, suntem la începutul anilor 20, alege din nou Nisa, cu care era familiar. Să vă amintiți că pe promenade Zangle și-a tăiat gâtul cu un brici, și-a tăiat beregata. A vrut să se sinucide. A scăpat. A scăpat până urechile acului pentru că a stat câteva zile la spitalul municipal din Nisa, fără să știe dacă va supraviețui sau nu. Și doctorii la fel, nici ei nu-i dădeau șanse să scape. Uite că a avut viață. De la Villeneuve, este o așezare în sud-vestul Elveției, aproape de granița cu Franța, Romain Rolland îi trimite următorul mesaj la 5 ianuarie 1922. S-a hotărât, bineînțeles cu aprobarea dumitale, ca un capitol din volumul sau doi să apară către mijlocul acestui an în noua revistă Europa, pe care o înființează la Paris, la editura Reader. Adresa este la 7 Place Saint-Sulpice. Prietenii mei, trebuie să vă spun că în această piață stătuse și Iulia Hajdeu, alt român, unde a și murit săraca. La Saint-Sulpice începe Codul Da Vinci. Dacă vă amintiți, cred că toată lumea știe cartea lui Dan Brown, ca să știți unde ne aflăm. Romain Rolland îi spune, voi colabora și eu acolo. Ideea era ca și Stratos să accepte să ia apară acolo. Bineînțeles că Stratos era un fomist, nu-l publica nimeni, era un necunoscut, n-ar fi putut să refuze. Dar Romain Rolland, în felul lui, să zic, diplomatic, îl încuraja. După ce i-am citit Chiralina directorului René Arcos, al acestei noi publicații, mi-a făcut promisiunea în scris, adică promisiunea că te va publica.
Îmi va spune dacă pentru publicare preferințele dumitale se îndreaptă spre Chira Chirarina sau Moșe Angel. El predase cele două manuscrise la editura Reader, unde îl sfătuise Romain Rolland. Trebuie să vă spun, poate nu știți, umilul, sărăntocul, autodidactul, cum vrei să-i spuneți, Panaiotis Strat avea o corespondență de ceva vreme cu Romain Rolland. Romain Rolland era inversul lui Panaiotis Strat, adică aparținea în altei burghezii, elitei franțuzești, primise premiul Nobel pentru literatură în 1915, ceea ce îl făcuse un fel de semizeu la Paris. E bine, nu știu de ce l-a găsit așa dragul de Panaiotis Strat, dar ei au purtat o lungă corespondență. Probabil că situația asta s-a datorat tentativei lui de sinucidere când poliția i-a găsit în buzunar o mai veche scrisoare pe care eu o adresase, care se numea Ultimele cuvinte. Și a făcut să-i parvină prin intermediul ziarului L'Humanité lui Romain Rolland la Villeneuve, în Elveția, cum v-am spus. Revin la scrisoarea lui Romain Rolland. Îmi vei spune de asemenea dacă ți-ar plăcea ca acest capitol să fie precedat, era vorba despre capitolul care trebuia să apară în noua revistă literară Europe, să fie precedat în revistă de câteva rânduri introductive scrise de mine. Întrebarea era foarte ciudată, pentru că Romain Rolland era o mare celebritate, era o autoritate absolută, era clar că o prefață a lui Romain Rolland ar fi stârnit marele interes al cititorilor. Primul număr din revista Europa, așa se numea noua revistă, va apărea în februarie sau martie. Romain Rolland, la pagina 361, am dat cota, cum se face. 6 săptămâni mai târziu, la 22 februarie 1992, Romain Rolland îl înștiințează. Copiez la mașină Chira, adică Chira Chiralina, să vă amintesc, o povestire splendidă, poate cea mai bună, oricum e preferata mea, nu știu dacă e cea mai bună. Recitesc și revizuiesc, discret, copia pentru revista Europa, care a acceptat să o publice. Ca să fim exacti, Romain Rolland făcea corectura lui Panaiotis Strat, a cărui franceză nu era foarte bună. Mă autorizez să tai pagine de la început, care sunt un preambul, pentru că ca cititorul să intre direct în povestire. Rolland notează în carnetele sale. Lui Arcos, cel care conducea Europe, i-am condiționat colaborarea mea la revista Europe numai dacă publică anul acesta cel puțin un capitol de Nistrat. Vedeți cam ce presiuni se făgeau ca să-i facă loc acestui necunoscut Istrate. I-a condiționat că el va colabora la Europa numai dacă va publica și un fragment din Panaiotis Strat, care era un necunoscut absolut. Și n-avea nimeni încredere în el, nu vorbea franceză când citeai textele, te luai cu mâine de cap. Revine la 19 martie, deci 4 luni mai târziu, și îi cere date biografice. Ai vrea să-mi dai data nașterii, îi scrie, pentru a scrie prezentarea Chirei în revista Europa? De la Villeneuve, în 3 iunie 1922, deci după alte 3 luni, îi scrie. Paul Collin, directorul revistei Europa, mi-a răspuns textual. Faptul că o voi publica în revistă mă bucură nespus. Voi aranja să apară numărul din iulie sau august. Ajungem la Saint-Malo. Despre de ce? Pentru că Panaiotis Strat avea un aparat fototrepied cu care făcea poze și din asta trăia, făcând o meserie clandestin, că nu avea nicio autorizație, nu avea firmă, nu avea exact, era exact ca la Nisa. Se ducea prin stațiunile balneare și într-o zi, în vitrina librăriei din Saint-Malo, ce vede? Revista Europa, cu numele lui mare pe copertă, marcând debutul lui absolut. Era primul text semnat istratic care apărea undeva. Nu are cu ce să cumpere publicația, nu are nici cu ce să-și cumpere de mâncare, nu avea niciun ban. Este exact ce l-anunță pe Romain Rolland printr-o carte poștală. Concluzia? Gloria nu vine la pachet cu îndestularea, dar el era obișnuit cu sărăcia, așa că n-are decât să aștepte răbdător ca și altădată îndreptarea acestei situații. Caragioase, deci el se bucura, exalta, era super bucuros că în sfârșit a debutat, era cu prezentarea, cu o prefață foarte elogioasă a lui Romain Rolland, care, repet, avea un premiu Nobel pentru literatură, era egalul lui Rabindranath Tagore, era egalul lui Maxim Gorki, era egalul lui Stefan Zweig. Acestea erau corespondenții, prietenii lui Romain Rolland. Vă dați seama cam în ce... E ca la competițiile sportive, în ce categorie, în ce grupă intra Panaiotis Strat odată cu debutul lui în revista Europa. Deci acest om era plin de bucurie, exalta,
dar n-avea ce să mănânce. Nici el, nici nevasta care s-a ținut după el și l-a ajutat cu fotografiile. Lucrurile se precipită de când aștepta ziua asta. La 9 februarie îți trimit urmarea și sfârșitul celui de-al doilea volum al meu, îi scrie lui Romain Rolland, partenerul lui, patronul lui spiritual, terminate ieri la miezul nopții. La Paris, 16 octombrie 1923, notează, sâmbătă trecută am abandonat Zugrăveala, spune Ipanaiti Strati, în scrisoarea către Romain Rolland, reluând a scrisul pentru o perioadă nedeterminată. Acum 18 luni eram o epavă la cheremul pasiunilor mele. Astăzi am în buzunar, grație dumitale și lui Ionescu, Ionescu era un cizmar, prieten din România, socialist, care îl găzduia, avea o pivniță și acolo îl ținea pe Istrati. Acolo stătea Istrati, dar el dădea pe gratis, să fim înțeleși. Și era binefăcătorul lui, să spun. Mânca la el și nu plătea nimic, dormea la el și nu plătea nimic. Până și de-a fel, nici nu avea niciun ban, nici nu avea alternativă. Dar acest om generos l-a sprijinit și mulți ani l-a sprijinit. Deci am acum în buzunar un contract de editură care n-așteaptă decât să fie semnat. La sfârșitul lunii noiembrie sau decembrie voi preda editurii cele două volume, e vorba de Chira Chiralina și Moș Angel, prietenului cărți, de povestiri omogene cu structură și pe care mă gândesc să le intitulez Moș Angel și Chira Chiralina. Într-una, piesa de rezistență era Chira Chiralina, preferata mea, cum am spus, în al doilea volum era Moș Angel. Amândouă s-au impus cu mare repeziciune pe piața cărții franceze. S-a și tradus repede în vreo 15 limbi și în anul următor era tradus în 30 de limbi. La sfârșitul lunii noiembrie sau decembrie voi preda editurii cele două volume de povestiri omogene ca structură și pe care mă gândesc să le intitulez Moș Angel și Chira Chiralina. Îi scrie Panait Istrati lui Romain Rolland la Villeneuve. Istrati era la Paris. Chira Chiralina apare în volum la 30 mai 1924 la editura Reader în colecția Prozatori francezi contemporani. Puțin înainte să împlinească 40 de ani, era născut la 10 august 1884, suntem în 1924. E un debut târziu. Dar în sfârșit, o operă care se adresează în același timp, spune Romain Rolland, atât elitei cât și celor mulți. Istrati este un povestitor născut, scrie Romain Rolland, un povestitor din Balcani. Poate că el ar fi vrut liniște, dar nu are acest noroc. Atenția este atrasă de ce se întâmpla în România. Suntem în toamna lui 1924. Presa europeană a relatat pe larg, mai ales cea dependentă de Ajutorul Roșu Internațional de la Moscova, organizație de propagandă și diversiune finanțată de Kremlin. Era vorba despre o provocare pusă la cale de Comintern, așa zisa rebeliune de la Tatar Bunar. În septembrie, în sudul Basarabiei, un desant a debarcat de la Est-Lenistru și a provocat grave tulburări. A răsculat populația, a dat foc la primărie, a ucis, a vandalizat toată regiunea de sud a Basarabiei. Așadar, acest desant a provocat grave tulburări. Situația îi acaparează lui Istrati timpul și preocupările în lunile care urmează, deși debutase glorios și era probabil preocupat mai mult de cariera lui de scriitor, dar era presat de veștile care vin de la Tatar Bunar. Joacă din nou rolul de tribun al cauzei Revoluției Mondiale Proletare. Era implicat în activități bolșevice, era implicat în activitățile Cominternului. Din nou face caz de bolșevismul lui. Tatar Bunar e un scandal de proporții la nivel european. Face subiectul la mii de articole de presă și e un subiect al corespondenței diplomatice, cel puțin între București și Moscova. Istrati este însă unul dintre foarte puținii din Europa care se desolidarizează de statul român, deși era vădit agresat de comandoul terorist sovietic. Este cam cum e azi în Ucraina. Rusia a atacat Ucraina și sunt câțiva puțini care susțin pe ruși, pe Putin. Cam așa a fost situația la Tatar Bunar. Toată lumea a susținut România pentru că era o victimă, era agresată de desantul sovietic, dar uite, Istrati se găsise să fie de partea rușilor. A luat poziții publice, a apărut în adunări populare, să zic așa, a semnat pe tot felul de liste de protest. Este o toamnă încurcată, să spunem. Avea doi pepeni în brațe, unul cu literatura, debutase glorios, și unul cu această criză de la Tatar Bunar, când statul român este agresat de un desant terorist.
Istratul este rupt în două, ca de obicei. Pe de o parte, evoluția editorială de la Paris, unde se impune ca un scriitor popular, pe de alta, criza provocată de agresiunea sovietică în sudul Basarabiei. Și aici este implicat cu titlul personal. Chira Chira Alina stârnește îndată ce apare reacția librăriilor. Peste noapte devine un autor frecventat de mai toate revistele literare, de editori care îl asaltează cu oferte. Nu este un succes de stimă, unul aranjat de amicii literari al lui Romain Rolland. Nu este nici rezultatul susținerii rețelor subterane ale lui Willy Münzenberg, era unul din șefii mari ai Cominternului și care se ocupa în Occident cu propaganda, cu editurile, cu ziarele, cu meetingurile, făcea mult praf pentru Kremlin. Kremlinul, deși Istrat intra pe lista lui de susținere, nu? Fiind declarat bolșevic, Kremlinul era interesat de vizibilitatea tovarășului Istrat. Agitpropul, care era secția de propagandă și agitație a Cominternului, face eforturi mari de a promova peste tot unde avea acces. Istrat a devenit peste noapte un aset important și o afacere politică, dincolo de cea financiară și literară. Chira Chira Alina este cartea anului în 1924 și 1925, romanul cel mai bine vândut. Ciudat, n-a luat niciun premiu literar, deși în Franța se acordă foarte multe premii literare în fiecare an. Cartea însă nu rămâne nicăieri pe rafturi, nici în Germania, nici în Belgia, nici în Anglia, nici în Spania, nici în Franța. Peste tot se vinde foarte bine. Cititorii se interesează de acest personaj miraculos din Balta Brăilei, e vorba de Moș Angel sau de Chira Chira Alina, dar și de scriitorul acesta neobișnuit care a scris Chira Chira Alina. În câteva țări, editurile traduc cartea rapid și o scot pe piață. Istratin nu rămâne un autor francez, e, putem deja spune, un scriitor european. Din toate părțile sosesc cronici elogioase. Nu cunosc un succes atât de imediat ca al dumitale, îi scrie entuziasmat Romain Rolland, patronul lui spiritual, cel care îl sprijinise. Este comparat cu Maxim Gorki, cu Joseph Conrad, cu Rudyard Kipling, etc., etc., cu Tagore, cu Stefan Zweig, cu foarte mulți. Lista e lungă. Intră din prima dată în Liga Campionilor, ca să zic așa. E mulțumit de acest succes care ia proporții atât de neașteptate? Mă întreb. O, da. Până într-acolo că se răsface scriind de orgolios astfel de rânduri. Citez. Sunt fericit? Nu. Sunt un sclav care răspunde la scrisori de dimineață până seara sau care aleargă la întâlniri interminabile. În plus, sunt un nenorocit cu că paginile mele de manuscris iau drumul tipografiei cu cerneală încă umedă. Asta e literatură? Se întreabă Istrati. Nu mă încălzește. Sunt dezgustat de literatură, de scriitori, de saloane și de acest Paris căruia îi datorez totul succesul meu. Comentez eu cu răutate, zic. Era mai bine cu Bidineaua cocoțat pe schele pe semne sau un port la Giurgiu cărând saci de ciment cu spinarea. Prefera oare să rămână anonim și neglijat de cei din jur? Nu cred. Nu e mai bine sub luminile reflectoarelor? E de aflat. Istrati și-a intrat însă perfect în rolul unui scriitor celebru, căutat, adulat, concomitent de critici și de public. Mai nou, cheltuiește la o cină într-un restaurant de lux cât cheltuia într-o lună să se întrețină în pivnița cizmarului Ionescu, prietenul lui. Omul se învață extrem de repede cu binele și mai are un defect major, crede că îi se cuvine. Uită instantaneu cum o ducea câteva zile mai devreme. După atâția ani de sărăcie lucie, când n-avea adesea nici după ce să bea apă, e de înțeles. Ne vedem săptămâna viitoare. Radio Clasic. Un radio în culori.